pasiune. Întotdeauna m-am lăudat cu faptul că fiecare emisiune și fiecare discuție petrecută aici în studio îmi încarcă bateriile mie personal și îmi deschid noi orizonturi. Ori de câte ori se finalizează imprimarea, mă gândesc că viața totuși e construită din oameni reali, din oameni vii, cu pasiunile lor, cu visele lor, cu frustrările lor, cu problemele lor pe care reușesc mai mult sau mai puțin să le aplaneze și să le rezolve în propria lor familie, cea mică de acasă sau în familie extinsă împreună cu rudele. Ori de câte ori am imprimări aici în studio cu oameni care mi se par foarte realizați, foarte frumoși și foarte sus pe scara profesională, realizăm până la urmă că suntem oameni vii cu toții, că ne enervăm, că avem și noi plusuri și minusuri, că ne ajung sau nu ne ajung banii din buzunar, că ne place să mâncăm pâinea cu unt sau cu dulceață dimineața, că ne certăm sau nu copiii, că ne mai certăm unul cu celălalt, că reușim sau nu seara să ne spunem noapte bună și până la urmă ajungem la concluzia că nu există o rețetă a fericirii perfecte, nu există o familie perfectă și probabil nu există niciun om pe care reușești cumva să-l pui în ramă și el să nu se schimbe de dimineață până seara, așa cum trece soarele și vine umbra peste tablou. Ei bine, poate că e filozofie spusă, dar vreau să mă credeți pe cuvânt că și dumneavoastră, cei de acasă, de în fața micului ecran, aveți familii frumoase, că puteți fi dați exemplu celor din jur și dacă credeți că meritați despre voi să știe o țară întreagă, nu ezitați să mă găsiți, să-mi scrieți, să mă sunați și să-mi spuneți: soția mea e cea mai bună gospodină din lume sau soțul meu e cel mai bun tată din lume, și atunci vă aducem aici ca să vă vadă și ceilalți. Păi uite că această familie e frumoasă prin însăși felul ei de a fi, prin faptul că s-au unit notele muzicale foarte diferite pe portativ și împreună au format o familie. Bună seara! Bună seara! Bună seara. O interpretă de muzică populară, Marina Coptu, și un jazzman, Sergiu Drugoș, s-au unit, s-au întâlnit, s-au plăcut, s-au îndrăgostit, au făcut o nuntă frumoasă așa cum fac moldovenii, au pus pirostrile și au zis: merită de azi încolo să mergem înainte. Iar de dragostea lor mare a apărut un pui de om care este Ilenuța sau Lenuța, așa îți zic cei de acasă, și care din start a zis că o să ne cânte numai ea și noi o să tăcem, după care a zis că o să vorbească numai ea, iar noi o să o ascultăm, iar mai nou a zis că eu nu vreau să vorbesc și să zic nimic, eu o să fiu cu minte și o să ascult ce zice mama și tata. Așa e, Lenuța? Eu sper că până la final ne trece supărarea și reușim cumva să scoatem câteva vorbe frumoase și de la voi. Credeți că sunteți oamenii care pot fi dați exemplu celor din jur? Eu nu știu dacă merităm să fim noi un exemplu, cel puțin ne străduim să trăim după niște principii corecte de viață, să fim corecți în tot ceea ce facem și să ne respectăm unul pe celălalt. Ideea cu principii de viață după care să ne trăim viața tare îmi place. Știi de ce? Pentru că eu cred că nu există niciun principiu de asta. Există doar niște clișee și niște rame în care ne bagă societatea. O ramă de asta în care soțul e capul familiei, soția trebuie să meargă cu fruntea plecată, sau soția trebuie să facă de mâncare, soțul trebuie să aducă banul în casă, sau soția trebuie să dea cu mătura, soțul face curat în garaj și stă cu prietenii la un pahar de vin. Nu, la noi nu este așa. Noi ne ajutăm unul pe altul și atunci când sunt liberă eu, îl ajut și invers. Și când sunt liber eu, o ajut. O ajut? Da. Ai niște principii de viață atunci când ți-ai creat la început familie și te-ai gândit că, uite, nevastă, așa și nu pe altfel? Da, noi pe toate le-am discutat, adică nu era niște principii care să bat cu pumnul masă, spun că e așa și... Dacă pentru Marina este ceva important, adică din dragostea față de ei, poți să-i cedezi, știind că ea preferă așa. Și fix așa o face și Marina pentru mine. De câți ani sunteți împreună? Suntem căsătoriți... De cinci, aproape șase. În septembrie o să fie șase. Da, da. Dar ne cunoaștem de aproape șapte. A, deci perioada voastră de tatonări și îndrăgostiri nu a fost chiar atât de lung. Vreun an de zile, dacă înțeleg eu din discuția asta. Nici atât? Da. Unde a avut loc prima ochiadă? Unde v-ați întâlnit? Sunteți muzicieni și unul și celălalt, dar am înțeles că nu facultățile și instituțiile de învățământ v-au întâlnit. Ne-am întâlnit pe stradă, pe strada armenească. Eu coboram în Valea spre... Nu, era seara. Eu locuiam atunci la Căminul Studențesc de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și el... Nu era știu. O zi foarte frumoasă, era o seară ca în poveste, a nins pentru prima dată în anul acela. Era 17 ianuarie, dar pentru prima dată a nins.
Era totul alb, copacii acoperiți cu zăpadă. Și când în cale mi-a venit Marina, am înțeles că... Ea este? Ea este, da. A fost un fel de dragoste la prima vedere? Cred că da, pentru că nu a durat mult, adică noi am făcut cunoștință pe 17 ianuarie și pe 14 februarie, ziua îndrăgostiților, am cerut-o în căsătorie. Adică nu a durat nici o lună până a ști că ea este ceea cu cine vreau să fiu toată viața. Până la urmă sunteți foarte tineri. Câți ani aveți, apropo? Peste 30. Da. Vă păstrați bine atunci. Vreau să zic că de obicei când mai întezi în vârstă te gândești că nu mai ai când să cauți foarte mult și zici prima întâlnire, a doua, a treia, dacă e bună o iau de nevastă. Voi totuși nu aveți o vârstă la care să vă grăbiți. Cum ați înțeles că sunteți buni unul pentru celălalt? Cred că a fost dorința de a nu ne mai despărți, de a fi mereu împreună și zi și noapte și la bine și la rău și vroiam să-l aduc acasă, la părinții mei. Da, și nu știu. Aceleși sentimentele am avut și eu. Da, vroiam să fim mereu împreună, de asta și ne întâlneam aproape în fiecare zi, noi eram împreună, de fapt. De atunci, practic, nici nu ne-am mai despărțit de când ne-am întâlnit. Până la urmă, sunteți muzicieni și unul și celălalt, dar nu muzica v-a întâlnit. Da. Sau muzica v-a legat pentru că aveți teme așa comune fost soarta, de discuții. Așa a vrut Dumnezeu să ne întâlnim și să fim ambii în același domeniu și asta tot e bine și interesant în familie pentru că avem discuții de muzică. Dar genuri diferite de muzică. Sunt genuri diferite, dar chiar am îndrăgit mai mult muzica populară de la Marina. Și dacă până atunci ascultam muzica populară mai altfel cumva. Acum chiar am înțeles și îmi dau seama cum să o ascult mai corect, cum îmi place mai mult muzica populară să o ascult înregistrată cu orchestra, decât numai la clape sau... Acum te dai profesionist, da. Te pricepi la bucătărie. Știe toate componentele costumului național. Cum trebuie să fie un costum autentic, cum trebuie să fie îmbrăcat. Deja... Dar tot de unde le știi pe astea? Se învață la facultate cum să porți corect un costum și ce elemente sunt acolo? Acolo ne învață profesorii, dar totuși cred că învățăm totul din experiență cel mai bine. Atunci când mergi la un concurs și ești taxat pentru faptul că n-ai avut un costum autentic sau... nu a fost bine aranjat coafura sau și mai rău repertoriu, nu a fost unul autentic atunci, încerci ca să repari această greșeală sau acest neajuns, ca altă dată să mergi spre succes. Bine. La câți ani ți-ai cumpărat sau bine ți-au cumpărat părinții primul costum popular? Primul costum popular autentic totuși... Ți l-ai luat singură deja? Nu. Nu pot să mă laud, mi l-au luat părinții, dar a fost în primul an de facultate. Cât trebuia pentru facultate? Nu trebuia, dar îmi doream foarte mult. Asta, unica problemă era că ele au un preț destul de frumos de asta și de asta nu l-am avut mai înainte. Cam la cât ajunge un costum popular bun? Noi, diletanții, când ne uităm la un concert... admirăm cumva rochile de seară, ale interpretelor de stradă și zicem, vai, ce roche frumoasă cu paiete, că e lungă, că nu, că are aici o broșă care lucește. Dar niciodată nu discutăm despre cât de frumoase sunt costumele populare ale interpretelor de muzică populară. Ori, învârtindu-mă și eu mai des în mediul ăsta, îmi dau seama câtă valoare are un costum de muzică populară și cât costă în comparație cu rochia aia pe care zicem noi că a dat-o... 1.200 de lei un artist de stradă. Pe lângă preț, mai are și o istorie, multe costume. Da, și o energie. Poate să aibă 100 de ani sau chiar peste, care a purtat-o bunei sau... Mai ales că costumele vechi, ele sunt unicate, adică sunt numai într-un singur exemplar. Nu se repetă, pentru că oricare fată sau femeie gospodină care își cosea un costum național vroia să fie deosebită, să fie cea mai frumoasă și atunci își încerca să-și creeze ceva unic. Ea ta e foarte bogată, e atât de mult cusută, încât nu știu cât timp i-a luat gospodinii care a făcut-o, e veche? Are peste 100 de ani. Serios? De unde ai luat-o?
Am cumpărat-o de la Voroneț. Ah, de România. Da, de acolo din și aduc Bucovina. artiștii la Lada de Zestre. Da, pentru că acolo mai sunt în Lada de Zestre, ei au mai păstrat costumele astea vechi, de la străbunelele noastre. Și pentru mine un costum popular are o valoare mai mare dacă are și o vârstă, și o istorie. Câte ei ai acasă? Nu foarte atât multe, de multe, dacă sunt foarte scumpe. Câte aș vrea, dar eu de fiecare dată spun să dea Domnul seama atâtea ieșiri și concerte ca să... Câte ei ai. Câte ei am, da. Eu zic să mergi pe scenă să ne cânti o melodie populară ca să-ți admirăm costumul în primul rând. Nu că m-aș percepe eu chiar la brâuri și la aldiți, așa cum scrie cartea, dar am pus mâna pe ea și mi-am dat seama că e de valoare. Mulțumim! Noi am fost ascultători tare cuminți aici împreună cu Sergiu și cu Lenuța
Și vreau să cred că acum te simți bine când ești pe o scenă mare sau într-o emisiune televizată, dar bănuiesc că a trebuit puțin să înveți să fii artist de la început. Tocmai e ceea ce vă era vă o frică, că Lianuța nu se simte bine în emisiune, că trebuie să vorbească. Și eu am zis, las-o că e mică, e pentru prima dată într-un studio de televiziune. Peste ani o să-și amintească și poate o să ajungă artistă mare ca mama și ca tata. De unde a pornit viața asta frumoasă în muzica populară? De mică ți-a plăcut muzica populară sau ai ajuns la o vârstă la care ai înțeles că folclorul face parte din sufletul tău? Dragostea de muzică vine de acasă, dar de muzica populară a apărut mai târziu, pentru că eu, ca oricare adolescent, când eram la vârsta adolescenței, eram tentată să ascult muzică modernă, muzică cu artiști din străinătate, în engleză bănuiesc că cel mai e. Ca să mai fiu mult? Și eu în trend. Așa a vrut bunul Dumnezeu ca să nimeresc absolut întâmplător la preselecție la festivalul Maria Drăgan de atunci. Acolo, când am mers la acel festival, cum spuneam mai sus, nu am avut nici repertoriu potrivit. Nici o ie de 100 de ani. Nici o ie. Și eram cu sandale de astea aurii, cu floare mare, roșii în păr. M-am gătit să fiu frumoasă, dar nu știam eu cum trebuie să arat eu interpretă de folclor. Din aceste considerente mi s-a scăzut de aici, de acolo, și nu am primit rezultatul pe care l-așteptam eu. Și asta m-a acționat ca să merg mai departe, să caut folclor, să-mi găsesc un costum autentic. Și atunci, în vâltoarea acestor evenimente, am început să îndrăgesc muzica populară. I-am simțit gustul, am văzut cât este de frumoasă. Ai mai fost la festivaluri după asta? Da, am mai fost pe la festivaluri, chiar la festivalul Tamara Ciobanu. Am fost 3 ani la rând. Prima dată am luat premiu pentru cel mai autentic costum. Deja eram... Deci ți-ai învățat lecția. Am învățat lecția, dar la fel nu eram mulțumită, eu altceva roiam, pentru că m-am dus de fapt să cânt acolo și vreau un premiu să fiu apreciată la capitolul ăsta. A doua oară am luat premiu pentru cea mai bună interpretare a cântecului de leagăn și iarăși nu eram satisfăcută. Și pentru a treia oară m-am pregătit din timp, dacă eram cunoscută deja cu toate cerințele, cu tot. Am mers și am luat premiu mare. Și te-ai liniștit. Și m-am liniștit, da. Au mai fost încercări, sunt laureată la mai multe festivaluri. Am înregistrat un CD cu Orchestra Folclor și Petre Neamțu. Pe care au cunoscut de pe la festivaluri, bănuiesc. Da, dar când eram mică, acasă urmăream totuși, evident, televiziunea națională și urmăream concursul Prezintă Orchestra Folclor. Încă pe atunci. Și... De atunci mi-a rămas așa în mintea mea și că, o să ajungi că acolo? Eu trebuie să cânt cu Orchestra Folclor. Eu vreau să cânt cu Orchestra Folclor. Pentru mine nu era orchestră mai mare, mai prestigioasă decât Orchestra Folclor. Și atunci faptul că am imprimat primul meu CD cu această orchestră și cu Petre Neamțu a fost un vis realizat. Erai deja femeie măritată? Nu. A, deci te-a luat cu tot cu zestre, cu tot cu disc, gata, făcut. Eu credeam că a investit soțul într-un disc de muzică populară, deci... pentru că el costă foarte mult, pentru că e vorba de orchestră, în primul rând, și e vorba de multe instrumente. Deja când am realizat următoarele mele melodii, sunt câteva doar cu domnul Ion Dascăl și Orchestra Mugurel, atunci deja a investit soțul. Mă rog, acum el... Hai să trecem în cealaltă barcă, să vedem și Sergiu cum a îndrăgit muzica și saxofonul. Te-a dat mama la muzică pentru ca să ai o ocupație și să nu bați minge în ogradă, bănuiesc. De fapt, mi-am ales eu această cale. Am îndrăgit saxofonul din copilărie și mereu am fost susținut de părinții mei. Când am avut nevoie de instrument care tot costă... Tot costă mult, da, mi l-au procurat. După școala muzicală, făceam studiile la Colegiul de Muzică Ștefaneaga. Niciodată nu mi-au spus nimeni dintre părinți că
Asta nu e o profesie, că să-mi aleg economia sau dreptul sau altceva. De fiecare dată am fost susținut de părinți, pentru ce sunt mulțumit și fac cu mare drag ceea ce fac și lucrez. Nici nu pot să spun că mă duc la lucru de fiecare dată, mă duc cu plăcere. Cu plăcere. Dar ești actor cu acte în regulă până la urmă. Ai făcut Colegiul Ștefan Neaga și ai făcut și Universitatea Slavonă. Ești actor de teatru. Da, da, sunt actor, și ai și carne de muncă. Și carne de muncă, da, la teatru Suliță Roz. Da. La domnul Harmelin. Te întrebam dacă jucați spectacol. Zice, normal, vineri, sâmbătă și duminică, am spectacole. Da, eu joc mai mult roluri muzicale, cu saxofonul sau clarinet, în dependență de... De fapt, spectacol. Un actor trebuie să fie pregătit și trebuie să fie gata pentru toate. Adică dacă mi-ar da o chitară, să cânt la chitară. Dacă mi-ar da, nu știu, acordeon, la acordeon. Voi serios? Cânta. Da. Ești omul orchestră? Te percepi câte puțin la fiecare instrument? Sau ai persevera și ai învăța? Da, în teatru așa e. Chiar și un artist care nu cunoaște, nu are școală muzicală, dacă îi dă un fluier, și lămurește, iar arată cum tot, poate nu repede. Nu mă minți, că nu e atât de simplu. Nu e atât de simplu, da, dar învață, o face. Sau dacă e nevoie de limba germană să cunosc pentru acest spectacol, o studiază. Așa sunt actorii. Marina, e ușor să treci cu un actor în casă, cu un om de artă? Și asta o să-l întreb și pe Sergiu, pentru că și tu ești un de artă. Zim din capul locului, atunci ușor. Când ți-ai ales bărbatul alături de care să trăiești, ai gândit că e un om de artă și știindu-ți meseria ta, nu e chiar bărbatul ăla, cum zice el, că nu l-au dat părinții să facă economic, nu avea o meserie asta foarte serioasă, cu picioarele pe pământ, cu un salariu de la cu portofelul gros pe care să ți-l aducă în fiecare lună acasă, că meseria de artist te impune să lucrezi și ziua și noaptea și deplasări și așa mai departe. Eu cred că cel mai important este armonia în familie. Și atunci când am alături un om de artă, am alături un om sensibil, un om romantic, da, mie îmi plac foarte mult seriile romantice, da. Ne înțelegem câteodată din priviri, adică eu cred că Dumnezeu mi l-a trimis pe cel mai bun și mi-a trimis persoana potrivită. Asta pot spune și eu despre Marina, că Dumnezeu mi-a trimis pe cea mai bună... Da, și nu ți-a dorit o doctoreasă drept nevastă sau o învățătoare? Dacă era să fie doctoreasă, era să o iubesc doctoreasă. Adică e important să fie Marina Coptă. Dar ce profesie nu contează, cred că. Eu vreau, ziceam, să mai veniți cu cineva la discuții care vă știe dintr-o parte. Acum e vorba de mămica ta și de sora ta și de soacră ta. Și dacă ziceam că Marina te-a îndrăgit pentru ceea ce ești, tocmai a venit se gândul să întreb dacă te iubește sau nu soacra. Dar asta putem să o întrebăm pe ea pentru că este de față și te gândești tu să-mi zici dacă și mama ta o iubește pe Marina pentru că și ea are o soacră. Ui. Și dacă reușiți cumva să faceți un tandem când vă adunați cu toată lumea. Pentru că cei de acasă întotdeauna ne iubesc necondiționat și ne doresc cei mai buni din lume. Și apoi nu este un secret că fericirea unei fete este până la urmă în jumătatea pe care reușește să o aleagă. Oricât de deșteaptă și de talentat n-ar fi, dacă nu-și găsește perechea potrivită, nu este un om împlinit. Bună seara, dragile mele! Bună seara, doamna Larisa și Laura. Una e fata cea mai mare și asta e fata cea mai mică și mai e o soră și un frate între voi. Sunt 4 copii la părinți. Vă place și dumneavoastră muzica populară? Vă faceți vinovată de dragoste de folclor pe care o duc fetele în familie? Vreau să spun că întotdeauna am iubit muzica bună, de calitate, îndeosebi muzica populară, pentru că de mică am cântat, cât eram studentă, la recreație, toată vremea cântam, luam cartea în mână, pe brață, deci citeam, deci cântam. Și am mers în brigada de agitație, pe cui era pe timpuri, pe dealuri, cântam la oamenii care munceau, le făceam o clipă de răgaz, așa. Și i-am iubit și am susținut întotdeauna copiii mei să cânte, facă muzică, să facă să muzică, ce ce adică noastră. Prin ei m-am realizat și eu. Laura, acum tu ai rămas acasă cu mama. Și tot muzică îți place să faci. Ești elevă la liceu? A, tu ai 2 microfoane. Ești elevă la liceu, dar mergi pe la concursuri, ai și câteva trofee câștigate?
Sunt elevă în gimnaziu. Anul acesta absolvesc clasa 9. Am și eu niște tendințe cu muzica. Am absolvit școala muzicală, instrument de bază vioară și auxiliar pianul. Desigur, mai fac și lecții de canto, uneori, dar cu sora mea. Și mă bucur că am așa o soră bună, care mă poate învăța multe lucruri utile. Dragoste de muzică am îndrăgit-o și eu din familie. Până de mică, muzica populară așa nu prea o iubeam, dar de când am început să aud sora mea și piese frumoase are, am început și eu să îndrăgesc muzica populară și muzica de calitate. Ai câștigat premiul la Tamara Ciobanu când erai doar un copil în clasele primare, dacă nu greșesc. O fi văzut un sâmbure de talent acolo în tine, că nu ți l-o dat pe gratis. Da, vreau să spun că acesta a fost concursul cel mai de preț pentru mine. Am obținut premiul întâi. Eram un copilaș, dar mi-a adus o bucurie enormă când am văzut ce premii am câștigat și tot datorită părinților, fraților, surorilor, datorită susținerilor. Acum știu că îți place și în franceză să cânti. Anul ăsta ai devenit laureata unui concurs raional și ai cântat în franceză. Da. Așa că eu ziceam Marinei, dacă mai cântă cineva din familie, să vină să ne cânte. N-am dus rotative să ne cânti muzică populară sau să ne cânti ceva mai lejer. Am zis că generații diferite, așa că hai să împăcăm pe toată lumea. Eu fur pe mama ta să se așeze pe canapea, iar pe tine te lăsăm să ne cânti. Cu mare și apropo, zicem din capul locului că ne cânti live. Muzica o avem imprimată, vocea e aici, da, cu noi. Mare drag. Ome de suferanță, urcoase șarne, turcomanță, je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu pas rouge, déambule ça dans le métro, une dernière danse pour oublier ma pénimence. Je veux m'enfuir que tout recommence. Mes deux souffrances, je le espérance sur soi chemin et ton absence. Je veux dormir sans ta ma vie, qu'un des cœurs couvre le vide de sens. Je Je
Zaz, o mare artistă a Franței timpului prezent, dar dăm voie să zic că melismele pe care le faci cred că sunt de ale noastre și cred că muzica populară ți este mai aproape și tare cred că o să te văd și pe tine de grabă într-o iei de asta de 100 de ani, foarte mândră, venind cu un trofeu mare de la un festival național sau poate chiar internațional, să mergi și peste Prut să cânti. Spuneți-mi, vă rog, sunt ambițioase fetele dumneavoastră, își doresc mult de la viață, v-au chinuit când erau mai micuțe ca să ajungă departe? Sigur. Cea mai ambițioasă a fost și este Marina. Deci ea întotdeauna a știut ce vrea și a mers să-și realizeze visurile. E adevărat că nu i-a plăcut nici școala în care a învățat și a făcut tot posibilul să se mute din Pârleța la Ungheni ca să facă carte? Da, știți, vine într-o zi și îmi spune, mămică, eu nu mai merg la școala muzicală. Păi de ce nu mergi? Nu îmi place cum îmi predau profesorii. Eu vreau o altă școală. Era clasa 7-a. Ce facem noi? Până la Ungheni 16 km. Iau îndrăzneala și merg la școala muzicală din Ungheni, găsesc directorul. Domn director, am așa o fată și vrea să facă la dumneavoastră școala muzicală. Vrea pianul, dar își mai dorește pentru că au încurajat-o și profesorii și alți oameni care au auzit-o cântând, vrea să fac canto și anume canto popular. El zice, dar noi nu avem așa ceva. Zic, nu știu, eu rog să căutați specialist și să facem. Au găsit o doamnă care îi preda canto academic. Aha. Și uitați-vă că ea singură, de la doamnă, a luat unele tehnici, a luat așa ambiție și mai mare și singură a început să cânte ascultând un disc, altul și astfel a ajuns când a terminat școala. Întreb, Marina, în care, dar tot timpul ea spunea, eu vreau să devin ceva, un specialist în juridică. Mi-ar plăcea un avocat, exact, un jurnalist. Exact, pe drumul ăla a mers. Păi da. Și când a terminat liceul, zic, încotro apuci. Mamică, toți mă încurajează și toți, eu văd că asta e a meu, eu o să merg la Academia de Teatru și Arte Plastice. Și bine, mergem. Am venit la Chișinău. Când să dăm actele, spune, dar câți ani de școală muzicală ai? 5. Ai nevoie de 7 ani. Uh-huh. Atunci a făcut un an. Da. 2 ani într-un an. Deci a studiat și următorul an a devenit studentă. Marina, deci tu ți-ai dorit din capul locului să fii artistă cu acte în regulă. Da, cu toate că vroiam și eu să am o meserie de asta mai... Să le faci dreptate oamenilor, din câte îmi dau seama. Da, pentru că mie foarte mult îmi plăceau toate disciplinile la școală, îmi plăcea să învăț anume. Uh-huh. Și iubeam foarte mult istoria. Deja când în clasele mai mari am început să învățăm dreptul, noi și legea era așa un obiect, îmi părea încă mai interesant și atunci... Chiar când am venit la Academia de Muzică, mie nu mi-ajungea materii pe care trebuie să o însușesc, să învăț. Eu vroiam mai mult. Să ne luăm de mână, exact golul ăsta o simțeam și eu. Da, ea dintotdeauna spunea așa, eu vreau să fiu cea mai bună, acolo unde o fi, dar să fiu, nu pur și simplu. Și acum credeți că e cea mai bună? Vă place să o admirați dintr-o parte când urcă pe scenă? Pentru mine personal a fost și este cea mai bună. Pentru ceilalți, la s-o apreciază publicul și dar o mai certați, mi-ai spuneți că, nu știu, când nu a cântat chiar la superlativ. Eu din mică am lucrat foarte mult cu dânsa. Când trebuia la școală să iasă pe scenă cu vreo poezie, hai, recităm, aici oprește, aici nu e așa, începem din nou, învățam un cântec, învățam împreună, hai cântăm și asculta. O ascultat de sfaturi, o exersat, o muncit. Sergiu, dar tu o cerți? Nu. Bine, o cerți în sensul frumos al cuvântului, adică vă permiteți unul despre altul să
să vă găsiți și păduchii sau numai, sau numai ceea ce este frumos. Știi cum zicem noi? Măi, parcă tot e bine, dar este ceva acolo, știi, unde poți să crești. Atunci când ceva chiar și la mine nu se primește sau întrebă părerea de fiecare dată și prețuiesc pentru că știu că e o părere bună. Marina nu face să-mi recomande ceva rău și așa și Marina, dacă ceva nu iese, un acord, o tonalitate mai jos, mai sus, adică mai mult ne sfătuim, nu ne certăm. El e foarte delicat atunci când, da, când trebuie să zică ceva. Când trebuie să zic ceva. Mămica ca o mamă, își permite să mă ia așa mai... Mai pe de-a dreptul. Mai pe de-a dreptul, dar el mai delicat, așa, mai atent. Eu de fiecare dată mă strădui mai mult să încurajez. Nu să spari ca să iasă undeva pe scenă și să aibă frică de un moment oarecare unde e mai complicat sau... Dar încerc să încurajez de fiecare dată ca să nu aibă frica asta, adică să se simtă liber și bine. Știu că ai făcut și masterat și acum lucrezi la Centrul de Păstrare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, deci cumva de tine depinde și soarta folclorului din țara asta. Te crezi importantă? E o funcție responsabilă pentru tine? Tu ai în subordinea ta toate colectivele folclorice din Republica Moldova. Așa este, deodată am venit cu un fel de teamă că nu știu dacă o să fac față, dacă o să mă isprăvesc, chiar și atunci când îi telefonam pe conducătorii formațiilor folclorice din Republică, eu aveam emoții să vorbesc cu ei. Dar acum eu sunt tare bucuroasă când ei mă sună și îmi cer sfatul, când... Îți spun evenimentele pe care le au. Așa este, când îi ajut, când... mai ales când organizăm festivaluri, evenimente naționale și atunci când evenimentul este o reușită, sunt, nu știu dacă e bine să spun mândră, dar mă bucur cel puțin. Găsești că... și sămânța ta acolo, da, la implicare. Așa este. E greu pentru un interpret de folclor să se afirme în lumea mare? Acum nu mă refer la cântatul acasă sau la Casa de Cultură din Pârlița sau chiar din Ungheni. Mă refer la scena maia mare la care visează toți artiștii, la numele ăla pe care reușește omul să și-l aducă și care să lucreze pentru el. Eu cred că este greu pentru că sunt foarte mulți tineri talentați care, care tot bat la poarta succesului și sunt un fel de concurență pentru noi. Și apoi, pentru mine este foarte important atunci când ies cu ceva bun. Nu doar să ies, dar să aduc un cântec autentic, să am o imprimare bună, un aranjament frumos. Vezi că acum se bat cap în cap mai multe idei. Până la urmă, nu știu cum ne demonstrează prezentul că nu toți cei care au piese autentice reușesc să devină cineva. Piesele alea etno sau populare chicioase se prind tare ușor și bine de urechea moldoveanului și le fredonăm cu toții și ne dorim să aducem acei artiști pentru că știe lumea și pentru că reușim și noi să cântăm împreună cu ei. Te tentează partea aslantă a baricadei? Nu, pentru că eu nu îmi doresc să fiu o vedetă sau să am foarte prea mulți admiratori. Mie îmi place să cânt ceea ce îi place sufletului meu. Și dacă eu mă simt împăcată, dacă e corect ceea ce spun, pentru că până la urmă noi pentru oameni cântăm. Dar totuși noi suntem în măsură să educăm gustul publicului și atunci când le-am aduce oamenilor spre audiție cântece frumoase și ei ori învăța să le asculte, atunci eu cred că noi putem să le cultivăm gustul de frumos și de ceea ce este adevăr până la urmă. Sergiu, dar un instrumentist ce pretenții are? Ce își dorește pe scară profesională? Pentru că un interpret de folclor vrea să-l cunoască lumea, să vină în avanscenă, să-și strângă florele și aplauzele. Atunci când vorbim de instrumentiști? De fapt, și un instrumentist poate să fie un instrumentist solo, care să fie acompaniat de o orchestră sau... De fapt, asta mi doresc și eu. Să lucrez cu un band mai mare sau cu o orchestră sau să am ieșiri pe scenă, concerte.
la evenimente, ca să fie toată lumea împăcată, tot am în programul meu muzică de diferite genuri, care și populară, dacă e nevoie, o horă, o muzică mai de zilele noastre, jazz. Dar ție cel mai mult ce îți place să gândi? De fapt, mai mult îmi place jazz, blues, rock and roll, ceva așa mai... Eu am zis să ne aduci și nouă astăzi ceva. Cu ce ne hrănești azi? Cu o melodie din perioada interbelică, Dăm gurița s-o sărut. Eu te rog să-ți iei instrumentul și să mergi pe scenă, pentru că un artist trăiește atâta timp cât este întrebat și ascultat și atâta timp cât are public. De ce mă amăgești, de ce te teamă, și gura ți-o ferești, râzând mereu? De spui că mă iubești, de bune seamă, de ce te-mpotrivești dorului meu? Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ea privește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să le ții așa o viață întreagă, dragă. Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Mai depărtat cu a ta privire și în suflet mi-ai aprins doar nerăbdări. Sau încă n-ai aflat că o iubire moare de n-o hrănești cu sărutări. Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ea privește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să le ții așa o viață întreagă, dragă. Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Acum a cântat artistul, actorul din tine. Ai vână de actor, se vede de departe lucrul ăsta. Și bănuiesc că ești tare întrebat la fete, mai ales dacă urci pe scenă și cu saxofonul. Nu mă uit la ele. Nu știu. Eu așteptam să văd reacția Marinei, de fapt. Eu așteptam răspunsul. Apropo de gurițe și de sărutări, tânăra generație cu ce trăiește? Că mi-am dat seama că de când te-am așezat aici cu minte lângă mine, nu te-am provocat cumva. Dincolo de muzică, ai nevoie de sfaturi de la sora mai mare? Reușiți să stați la taclale ca între surori și să puneți țara la cale? Desigur că reușim. Eu am impresia că cu Marina stăm cel mai mult la vorbe. Ne punem pe vorbe și discutăm pe orice temă. Te ceartă? Uneori are dreptul când... să se te pună la punct? Desigur că are drepturi mai mare. Cum v-ați educat fiicele în ierarhie? Că e Lelea, că e Țaca, că trebuie să asculți de cel mai mare? În primul rând le-am educat în dragoste unul față de altul, în stimă reciprocă, în ajutor. Și sigur că cel mai mic trebuie să asculte de cel mai mare, cel mai mare să plece urechea la cel mai mic și iarăși să-l asculte, ca să-l ajute sau să-l audă atunci când are nevoie de ceva, când își cere un sfat.
Îți place să mergi acasă la părinți și să stai la taclale? Da, foarte mult îmi place, numai că din ce în ce mai puțin timp liber avem ca să mergem, dar eu de fiecare dată m-am străduit ca oricare timp liber să o folosesc pentru aceea ca să merg acasă. Zim dacă e greu sau nu să fii un părinte bun, acum vă întreb pe ambii, pentru că atunci când ai o meserie de asta cu picioarele pe pământ, cum îmi place mie să zic, și la ora 5 ești acasă, reușești într-un fel să acorzi copiilor timp. Atunci când sunteți artiști, iar programul artiștilor începe abia după ce toată lumea vine acasă, voi începeți să munciți, cât de greu este să fii un părinte bun? Și când zicea de principii de viață la început, dacă ai niște principii de alea, cum îți educi puiul, sau dacă le aveți împreună, sau dacă nu le aveți și vă certați de care și cum își educ copilul? Noi ne străduim cel puțin, am vrea să fim niște părinți buni și vreau să spun că evenimentele nu sunt atât de multe și ne mai rămâne timp pentru familie, ori familia pentru noi este lucru cel mai important. Dar atunci când totuși suntem nevoiți să plecăm pentru câteva zile sau să lipsim nopțile de acasă, ne străduim să o lăsăm tot cu familia, adică apelăm la ajutorul surorilor, a părinților, tot în familie o lăsăm și atunci avem încredere. Cine mai des o ia în brață și o alintă? A cui e fata? A mamii sau a lui tata? Sergiu? A cui ești? Cine are mai multă răbdare? A mamei și a tatei. Ambii ne străduim. Așa își spune, când întreabă cineva, cu ești? Îi spune, s-a lui mama și-a lui tata. Dar reușești să fii un tată bun, așa cum crezi tu că trebuie să fii un tată bun? Pentru că întotdeauna e tare greu să-ți dea seama ce înseamnă să fii un părinte bun. În fiecare familie sunt anumite reguli, reguli de educație aduse de acasă, din familia lui proprie. Și voi aveți nivele de educație diferite, pentru că nu are cum să fie altfel. Un părinte bun, după părerea mea, trebuie să fie un părinte corect. Adică, așa cum cred că e mai corect, așa trebuie de arătat, de învățat. Eu cred că un copil nu trebuie să vadă la părinți ce artă sau alte chestii. Sau... Dacă nu vă sar capacele, ce faceți? Că sunteți oameni viși, vă enervați. Da, ne sar pe rând. Și atunci, când unul este mai agitat, atunci celălalt îl potolește. Se duce în baie, nu? Și încuie ușa după el. Sunteți avizi la cumpăratul de jucării, bomboane și pupici? Când intrați în magazin, cumpărați tot ce, da, ce vede Lenuța pentru ca... Nu chiar tot, dar... Da. Ne străduim ca să o bucurăm de fiecare dată, dar, mă rog, când calcă și ea strâmbă, mai pedepsim. Mm-hmm. Și atunci când nu știți cum se faceți pe plac, ce faceți? O duceți la bunici? Sunt cam departe și atunci mi-e greu. De fapt, este mai mult cu minte. Ea mai rar merge are... la grădiniță acum, nu? Da, eu știu acum că ești fată la mare, deja mergi la grădiniță și eu am zis ce mai frumoasă și scăpare pentru părinți sunt totuși grădinițele, da, în ideea să ne fie copii sănătoși, că atunci cumva reușim să ne realizăm și noi. Laura, tu ce vrei să fii când o să fii mare? Că aș întreba-o pe Lenuța lucrul ăsta, dar am zis pentru confortul ei, azi o lăsăm să o savoreze studioul. Cred că vreau să pășesc pe urmele jurnalismului. Mm-hmm. Am întrecit. O să fie o jurnalistă care cântă? Sperăm că da. O să fie ca un hobby muzica pentru mine. De ce? Pentru că îți place să iei oamenii la întrebări? Pentru că îți place să cunoști oameni? Sau vrei să găsești adevărul ăla pe care își dorea și Marina la început să-l descopere în țara asta? Cred că vreau și eu ca Marina să găsesc adevărul. Dar în familia voastră cine e șeful? Cine e cu ultima decizie? Și acum nu trebuie să învinuim pe nimeni. În fiecare familie există un om care pune punct. Și nu întotdeauna soțul e cel care pune punctul. Sunt familii foarte frumoase, foarte realizate, în care se discută, dar dacă o zis nevasta, așa face pentru că are intuiție. Și sunt familii unde nevasta se ocupă doar de gospodărit și cumva cele mai importante decizii și facturile le plătește soțul. De fapt, dacă știu că ceva e important pentru Marina, chiar dacă am o altă părere, dar știu că pentru ea e foarte important, cedez chestia. Cedez. Și cred că asta face și Marina. Știți ce am mai auzit eu de la cineva care v-a bărfit tare frumos?
că sunteți o familie care respectă cu strictețe posturile de peste an și sunteți o familie care chiar crede că cel mai puternic președinte din lumea asta este Bunul Dumnezeu și doar în fața Lui trebuie să te supui și să mergi cu dreptul. V-a unit lucrul ăsta de la început și v-ați găsit unul pe celălalt tocmai pentru că știați, vă faceți corecția unul crucii? Credem în puterea Domnului și avem oarecare frică de Dumnezeu și respectăm pe cât putem unele posturi și toate celelalte. Cred că totuși acest fapt ne-a făcut să ne unim, pentru că am crescut după unele, iarăși nu vreau să spun principii, dar după unele reguli, da. Fapt care am apreciat la el unele calități, pentru că el mi-a povestit că a fost și a sfințit, a luat aghiazmă și am apreciat, înseamnă că el e credincios. Da, un om credincios, după părerea mea, nu poate fi un om rău, pentru că care are frică de Dumnezeu nu poate făptui fapte urâte. Hai să vă întreb altceva atunci. De unde a pornit asta? Pentru că un copil trebuie educat de mic în spiritul creștin. Nu știu, nu cred că vine la 50 de ani lucrul ăsta în conștiință. Te-a crescut mama și tata așa? Ai înțeles lucrul ăsta de mic? De fapt, da, copiii din... Fiind copil, plecam cu părinții, da, la biserică. Era greu să te trezești duminica dimineața. E tare complicat pentru un copil să fie trezit și dus la biserică. Când eram după 15 ani, de fiecare dată, eu plecam la Sfințit Pasca, după aghiazmă, adică tot părinții... Niște rânduieli de astea creștine, da, care cădeau pe umerii tăi și te, da, simteai important? Da, sigur, eu veneam, tot mă așteptau, veneam cu Pasca Sfințită, adică... Doamna Larisa, și dumneavoastră v-ați crescut așa copii? Da... Noi mai avem și un privilegiu că noi trăim în preajma bisericii. Deci clopotele bat la voi în casă? La noi bat clopotele și se aud, ne se trezește. Adică când bat clopotele, noi de acum suntem treji, noi știm că la 6 și 10, la noi în sat, gata, preotul începe slujba. Cum reușim, cum putem, așa mergem. Să ne închinăm, să ne rugăm, să prindem o lumânare. Noi avem o relație cu Dumnezeu așa mai specială. Noi chiar dacă acasă... Dacă cer ceva, te ascultă. Da, chiar stăm la sfat. Eu chiar îi spun ca unui părinte toate dorințele, tot ce mă doare. Tot. Și atunci când primesc ajutor, nu pot să nu respect postul. Nu pot să nu respect alte reguli, pentru că mă simt cumva datoare, pentru că pentru mine Dumnezeu a făcut ceva, trebuie să fac și eu ceva, în schimb. Ți-a demonstrat de mai multe ori că este și că te iubește? De fiecare dată. Te-ai rugat să ai un soț ca Sergiu? Da, da. Și repede te-au auzit, nu? Foarte repede. Că am ajuns la finalul emisiunii. Parcă s-a scurs repede o oră. Și știi cum zic eu la final? Poate le spuneți ceva și celor de acasă, fiecare în parte. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Cum poți să nu primești acest dar, să nu-l iubești, să ai grijă de el? Așa? Și la baza unei familii temeinice, bine educate, stau valorile care sunt puse în capul mesei. Dacă ai pus valorile care trebuiesc, le-a insuflat copiilor, e educat în baza acestor valori, să știți că nu o să dați greș. Iubiți-vă cât mai des, mult copiii, nu cât mai mult, fiți în preajmă, ajutați-i, satisfaceți-l dorință după posibilități și atunci totul o să fie bine. Fiți mereu împreună și alături. Da. Hai să trecem la Laura. De ce are nevoie un copil ca și tine ca să fie fericit? În primul rând avem nevoie de părinți, părinți care să fie alături, care să ne susțină mereu și desigur, frați, surori, de susținere, de dragoste, de mult ajutor. Ați înțeles de frați și de surori, așa că nu stați degeaba. Hai că vreau să vă aud și pe voi. Eu cred că receta fericirii este totuși dragostea și respectul. Cum
un farmacist îi spunea unui cumpărător, dacă vrei să-ți pun receta fericirii, asta este dragostea. Și el spune, da, dacă nu mi-ajută, mărește doza. Ca să fie o familie fericită, din când în când, când vine soțul cu un buchet de flori către soție, ce dispoziție n-ar avea și cum n-ar deschide ușa, zâmbetul și dispoziția bună apare. Atunci când, romanticul din tine. Da, atunci când face Marina un pas frumos soțul și soția pentru soț. La rândul ei, soția să facă o masă frumoasă, să aprindă niște lumânări atunci când vine soț seara acasă, cu buchetul de flori. Și dacă nu există buchetul, să stingă lumânările. Atunci când ne vom gândi unul la celălalt și când vom iubi persoana de lângă noi mai mult decât pe noi, atunci cred că o să fie familia frumoasă, o să fie pace, înțelegere, armonie în casă. Eu vă doresc să fiți sănătoși în primul rând, pentru că înțelepciune va da Dumnezeu tuturor și asta am înțeles din discuția noastră. Știu că ne-ați pregătit o piesă tare frumoasă de final de emisiune. E ceva legat de prima întâlnire, între ghilimele, dacă pot eu să zic așa. Vă întâlniți sâmbătă seara ca să vă simțiți bine. O melodie veche de călumea, dar în interpretarea voastră sună cumva altfel. Și pentru că e nevoie să schimbi vestimentația, eu îmi fac textul de final, iar tu fugi să te schimbi într-o altă roche ca să te simți bine alături de soțul tău și de instrumentul care stă între voi în timpul melodiei. Iar celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unghi pe care-l moștenesc. Vineri nu se poate, nu, că postim și eu și tu, și doar sâmbătă putem să ne dăm randevu. Și dacă ne-o place, vom sta până în zori de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara, într-o cârciumeară la șosea, unde cânt o piană și covioară și unde nu ne vede nimeni. Într-o cârciumeară la șor.